Zombie apocalypse. Salut tuturor și bine v-am regăsit cu un nou video pe acest canal. De data aceasta începe o nouă serie, iar ea se numește Asphalt Nitro. Este un joc cu mașini și sper să vă placă, așa că nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți episoade cu acest joc și hai să vedem ce reușim să facem. Hai să dăm play. După cum vedeți, am jucat off camera. Ei, Bogdan, și mă faci să mă râd. Hai să facem apa asta, nu vreau să fie un episod prea lung și da. Jocul are o grafică destul de șmecheră. Da, e cu mașini. Și acum vă puteți uita la grafic. E destul de șmecher, mașina asta e tot de cada e bună. A venit și Bogdan să uite. Știu că există Asphalt 8, Asphalt Extreme, dar jocul e super mare, adică merge pe telefon în 60 FPS-uri. Doar că are o memorie, ocupă foarte mult din memorie și telefonul se încălzește foarte tare din cauza lui, dar nu e asta problema. Nu știu să vedem pe viitor, dar dacă mai aveți jocuri de racing pe canal, da, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Și hai să vedem ce reușim să facem cu această mapă. Acolo e biserică. Așa, haide. După cum vedeți, aici este șosea, asfalt, dacă vreți să spuneți chiar așa. La noi în România drumurile sunt făcute din chetri, voi de capul lor. Și da, vă dați seama din acest joc, alte țări europene sunt mult mai dezvoltate față de România. Ca România e o țară vedică apoia, după părerea mea. Uitați, aici sunt și munți, foarte curați, drumuri curate, nu cum găsiți în România. Și uitați, aici se încheie și mapa, cred că o să mai fac una pentru că nu vreau ca să iasă episodul chiar așa de scurt. Vreau să vă anunț faptul că Bogdan va începe să facă videouri pe canalul lui, care îl aveți în descriere. El va filma dia.io și jocuri în browser de pe laptopul său. Da, jocuri astea mai simple pentru că laptopul lui nu-i prea wow, dar contează că filmează și nu las canalul în râpă, așa. Da. Și nu uitați să vă duceți, să vă abonați și să dați like, pentru că e prietenul meu și m-a ajutat foarte mult. Cu nimic. A, mașina lumată. O trecut o mașină și m-a făcut să pierd. Ia uitați. Bum, te-am luat în plin. Uite așa. Da. Tu de ce nu faci? Fam față de țigană, fața mea mai mult sperie. Și zici că o să fac eu facecam. Fața mea mai mult sperie lumea. Auzi, dacă îmi dai cineva o întrebare, poate fac Q&A. Și poate zice că ai prietenă și m-am gândit deja la scenariu. Nu, pentru că fața asta sperie oamenii, știi? Curba, uite așa. Ai dreptate. Da, opa așa. Fuck! E fain în casă la Bogdan că nu prea să mama lui nu știe înjurături în engleză și pot să înjur cât vreau. Mama ta știe, adică? Nu. Da, dar știi sorbe. Știu. Așa. Vreau să vă anunț faptul că sunt mulți abonați care nu mă urmăresc pe Facebook sau pe Instagram, pentru că eu pe Facebook pun o grămadă de chestii despre canal. Și Bogdan îmi dă like. Și v-am pus un status de Facebook, sau trebuie să-l pun, da, trebuie să-l pun, în care voi face un Q&A, dar puteți să-mi lăsați pe YouTube comentarii, adică la episodul ăsta dați comentarii, cu întrebări mai normale. Puteți să mă întrebați și unde stau și cât port la pantof, iar eu voi răspunde la toate întrebările voastre. Și acum e finish-ul, oameni buni. Bun, deci că am întâlnit cu acest episod, oameni buni. Eu am fost Alex. Nu uitați să lăsați întrebări în secțiunea de comentarii, să vă abonați la Bogdan pentru că va urma să posteze și să dați like dacă mai vreți episoade din această serie. Eu am fost Alex, iar până la data viitoare, numai bine. Pa, pa!